Salutare! Stăm de vorbă cu Iulian de la Mocles. El a câștigat competiția de startup-uri care a avut loc astăzi la IT Days și a făcut față întrebărilor lui Mike Butcher pe scenă. Iulian, salut! Cum a fost competiția și pitch-ul? Ce impresie ai despre ele? Salut! A fost o experiență foarte faină. În primul rând că îmi doream foarte mult să am partea de validare de la oameni care chiar ar putea să folosească produsul și asta a fost chiar cel mai bun loc și moment pentru produsul pe care l-am făcut. Bun! Și spune un pic ce face Mocles și ce crezi că o să facă în continuare? Mocles în momentul de față te ajută să îți creezi un prototip foarte, foarte rapid al unei aplicații. În principiu se focusează pe partea din spate aplicației, pe API-uri și mai precis pe backend și te ajută folosind doar un dashboard, folosind drag and drop, să îți creezi tot flow-ul aplicației și să-ți creezi servere de mock care funcționează ca și cum ar fi deja implementat într-un environment de production. Și unde vrei să fie Mocles peste 2-3 ani? Mocles peste 2-3 ani aș vrea să se integreze și cu alte servicii, astfel încât să putem să furnizăm toate serviciile pe partea de low-code pentru API-uri și back-end-uri. Fantastic. Și ai câștigat un bilet dus întors până în Silicon Valley. Ce ai vrea să obții de acolo? În primul rând, aș vrea să obțin niște conexiuni, poate chiar potențial clienți sau, cine știe, poate chiar investitori. Super fain. Mulțumim mult și ținem aproape. Mersi mult. Mulțumesc și eu.